Bine v-am găsit astăzi, vineri, 28 august 2020, în canalul previziunilor care nu dau greș. Astăzi berbecii vor achiziționa o trompă de elefant veritabilă. Nu vor ști ce să facă cu ea. Vor încerca să confecționeze din ea o coartă, ca să sară coarda, dar se vor împiedica, iar în cele din urmă vor renunța. Trompa va ajunge într-un final pe peretele cu blatul de bucătărie, deci în bucătărie, iar berbecii vor agăța de trompă, o vor pune așa și vor agăța de ea polonice, linguri mari de lemn și alte instrumente culinare. Taurii vor reinventa, foarte interesant, taurii vor reinventa telefonul inventat inițial de săgetători, acum câteva zile. Amintiți telefonul din furtunuri de duș. Va fi un telefon mult mai special și revoluționar, pentru că va fi făcut mai simplu, deci dintr-un singur furtun de duș, dar vor putea taurii comunica în felul ăsta cu sinele lor, cu propriul lor eu. Întâmplător am lângă mine un furtun de duș și o să exemplific. Deci, două capete, da? Aici vorbim, aici auzim. Și atunci eu vorbesc cu mine acum și trebuie să încercați asta, pentru că este chiar o senzație incredibilă. Deci este pur și simplu vorbești cu propriul eu. Taurii vor inventa acest minunat obiect. Gemenii vor fi cu adevărat inspirați. Nu-mi dau seama cu ce ar putea fi mai inspirați decât taurii, dar... deci ei vor rescrie balada Miorița. O știți în mod sigur, pe un picior de plai, pe o gură de rai. După ce vor ieși din pasa creativă, își vor da seama că varianta rescrisă de ei este de fapt identică cu originalul. Cer scuze pentru cacofonie. Dar va fi prea târziu, pentru că muza va fi deja în altă parte. Racii vor fi și ei destul de creativi, pentru că vor transforma o scrumieră mare în farfurioară pentru ghiveciul cactusului. Interesant e faptul că nu vor spăla scrumiera, iar peste câteva ore vor observa că din cactus iese fum. Leii astăzi se vor deprecia ușor. Lucrez în paralel la o sinteză a zilei în economie. E un proiect încă în probe. E o mică confuzie aici. Deci, leii astăzi vor primi o scrisoare de intenție. Intenția va fi bună, așa că leii se vor bucura să-i dea curs. Alte amănunte nu am, astrele au fost zgârcite cu lei astăzi. Fecioarele vor descoperi azi un teritoriu virgin. Mai mult ca sigur, e vorba de un teren viran transformat în câmp de gunoaie. Acolo vor găsi un aragaz antic pe care îl vor duce la fier vechi. Vor încasa pe aragaz 20 de lei și 50 de bani. Balanțele își vor lăsa mustață, indiferent de sex. Spre seară vor decide dacă păstrează sau nu mustața în funcție de impresia estetică pe care o vor face celor din jur. Apropiații balanțelor în mod sigur vor critica sau vor lăuda mustața, iar acest lucru va determina dacă mustața rămâne sub nas sau ajunge la canal.
Scorpionii vor cumpăra de pe OLX un frigider în perfectă stare. Citez, așa o să spună anunțul, da? Ajungi la tranzacție, scorpionii vor observa că frigiderul este de fapt doar o ușă de frigider. Dar totuși vor achiziționa ușa pentru că aceasta va fi plină de magneței din aceia mici, colecționați din diverse capitale ale lumii și tot ansamblul va bucura ochiul scorpionilor. Acasă vor pune ușa acestui frigider, o vor pune în locul ușii de la dormitor. Săgetătorii vor inventa țigările cu combustie spontană. Inovație, da? Țigări ultra-sensibile care simt intenția proprietarului de a fuma și se aprind singure. Revoluționar. Capricornii vor testa o nouă invenție, vorba de o cască magnetică. Vor fi voluntari în testarea căștii. E un obiect, cred, foarte, foarte util, pentru că nu mai ai nevoie de portofel, buzunare. Pe cască, această cască stă pe cap, iar ea fiind metalică, poți... deci un mare magnet. Telefonul, cheile, monezi, toate pot fi în felul ăsta la îndemână. Se poate pune și o ceașcă de cafea pe cap, în creștet, nu într-o parte ca să nu cadă. La finalul zilei, îmi pare rău, dar capricornii vor vor simți niște migrene. Vărsătorii vor primi cadou o pereche de ochelari Night Vision, cu care poți să citești fără să deranjezi pe nimeni. Pe întuneric poți să citești, da? Și mai ales, fiind vorba de Night Vision, practic vărsătorii vor vedea prin acești ochelari nu mai mult decât o beznă, da? Ochelarii nu sunt echipați cu nicio lumină, niciun fel de LED, absolut nimic. Dar vărsătorii vor citi pe întuneric așa cum vor putea și vor fi fericiți de cadou. Iar peștii vor face probe de microfon, adică 2-10, 2-6, 2-10, 2-6, 2-10, 2-6. Vor face asta foarte mult timp. Astăzi, probele nu le vor folosi la nimic, dar va fi un bun antrenament pentru cazul în care la un moment dat ar avea nevoie să înregistreze un album sau concert, ceva. Nu se știe niciodată de unde sare iepurele. Acestea au fost previziunile de astăzi. Așa cum știți, ele sunt previziuni pentru tot weekendul. Deci nu știu, nu am această informație, nu știu dacă aceste previziuni se vor întâmpla chiar azi sau poate mâine sau poi mâine. Dar luni ne vedem cu siguranță în canalul previziunilor pentru a afla ce ne rezervă viitorul. Vă mulțumesc!